Avem cantitățile perfect egale între cele două, se poate vedea. Am și siringa gradată cu care am pus. Lampa este la aceeași distanță față de celelalte. Acum o să facem testul. Să vedem între uleiul de curse și cel BMW. Uleiul de curse. Asta este diferența între uleiul cu sigla BMW și uleiul de curse, ambele la aceeași durată de timp. El, prin încălzire, își mărește volumul și se mai evaporă puțin. Acum încă e destul de fierbinte. Nu a scăzut, dar uite la BMW. Cum a scăzut și cum arată sticla. Dacă ești fan BMW sau proprietar de BMW, uite ce țeapă ți-ai luat până în acest moment. Crezând că ai cel mai tare ulei pentru mașina ta BMW. Acum pur și simplu o să le arunc, că n-am cu ce să mai compar. Este destul de clar, nu pot să compar uleiul de curse cu marmelada asta de BMW. Ulei BMW. Hai să-l vărsăm, să vedem cum arată unul și altul. Ia uite, ăsta e al de curse. Punem sticlul aici. Și acum îl luăm pe ăsta BMW, îl vărsăm și vedem ce rămâne. Sticluța la cel de curse și sticluța la BMW. Și le pun în picioare ca să le vedem. Dar nu poți compara poșirca asta, acest ulei BMW, cu cel de curse de grupa 5 de super calitate, pentru că uleiul ăsta este folosit inclusiv la raliuri, curse, chiar și la 24 de ore, la Le Mans. Uite cum arată la interior cel de curse, sticluța, și cum arată asta. Mai arătăm o dată. Nu mai e nevoie să mai sparg eprubeta, pentru că este destul de evident că această eprubetă sunt obligat să o arunc, că n-am ce mai face cu ea.